fiind învățați de Domnul Iisus Hristos prin Sfintele Scripturi, înaintașii noștri și-au iubit țara, și-au iubit semenii, s-au gândit la binele bisericilor și-au căutat soluții pentru binele societății și progresul împărăției lui Dumnezeu. Și în frământările lor, în urmă cu 100 de ani, au considerat că înființarea unei școli teologice va ajuta bisericile și, în mod implicit, va ajuta societatea. Întrebarea mea în zilele precedente era: au reușit sau nu? Dacă ar fi bătrânii aici, cu planurile care le-au avut și ar avea filmul celor 100 de ani, ce-ar spune? Am reușit sau nu? Până vă gândiți dumneavoastră să aflați răspunsul acesta, o să vă spun ceva mai de la suflet. Înainte de 89, am fost chemat prima dată în biroul inspectorului de culte de la Arad. Și mi-am formulat prima discuție cu dumnealui. Și a fost o discuție scurtă, zic eu tranșantă, poate surprinzătoare și pentru dumnealui. I-am spus, când am intrat în birou, tovarășul inspector, aș vrea să vă spun de la început că avem doi stăpâni diferiți, slujim două instituții diferite și avem două doctrine diferite. Fiind atât de diferiți în instituțiile pe care le reprezentăm, eu, biserica dumneavoastră, statul comunist, aștept să nu ne înțelegem niciodată. Dar țin să vă spun că noi baptiști știm să facem diferență între funcție, slujbă și om. Dacă aici ne vom certa mereu pe doctrine, afară vom fi oameni și ne vom înțelege ca oameni. Și așa a fost. Înăuntru fiecare își făcea slujba, afară eram oameni care ne înțelegeam. Dumneavoastră, domnule ministru, a spus: de câteva ori am avut șansa. Să știți, e mare binecuvântare din partea lui Dumnezeu că am prins vremuri bune în România. Și am fi necinstiți dacă am spune că 30 de ani în România n-am trăit în libertate. Și dacă n-ar fi fost atât de frumos, ca oameni ne-am fi înțeles întotdeauna, pentru că dumneavoastră sunteți o excepție. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru dumneavoastră. Vreau să vă spun deschis că dacă lucrurile merg în direcția în care vedem toți, dumneavoastră în câțiva ani, dacă vă mai ține Dumnezeu cu viață și cu sănătate, datorită caracterului dumneavoastră, o să vă dați demisia și președintele cultului baptist, dacă se va ține de Scriptură, va fi în închisoare. Să sperăm să nu fie așa. Dar dacă noi, ca biserici, nu vom face astăzi ce trebuie, scenariul sumbru va fi frumos. Acum, cred că ați găsit răspunsul la înaintașii noștri în cei 100 de ani. Ar fi mulțumit să au reușit? Eu cred că răspunsul parțial îl dă istoria. Și istoria arată că 100 de ani, baptiștii, și prin școala aceasta, au contribuit la binele societății, au contribuit la binele bisericilor din țară, din străinătate, și au contribuit la relația bună între confesiuni și chiar la dezvoltarea unor confesiuni, și lucrul acesta este recunoscut. Baptiștii niciodată n-au fost cunoscuți în lume doar cu gardurile lor și doar cu ogorul lor. Întotdeauna noi am recunoscut că împărăția lui Dumnezeu este mai mare decât lumea baptistă. Ce vom reuși noi? Pentru că răspunsul final pentru înaintașii noștri îl va da tot Dumnezeu în ziua aceea. Ce vom reuși noi pentru viitor? Și ce va fi școala aceasta în viitor? Institutul Teologic Baptist din București. Eu cred că cei prezenți astăzi
suntem responsabili de direcția în care vom merge. Pe de o parte, mulțumim lui Dumnezeu pentru lucrurile frumoase și sunt foarte multe lucruri frumoase și tot meritul este al Domnului nostru, care i-a ajutat pe oameni până acum să rămână lângă Scriptură, să rămână în adevăr și să mărturisească Evanghelia cu iubire. Dar lângă toate aspectele frumoase, cred că astfel de ocazii ne cer să privim și greșelile noastre, poate să recunoaștem comoditatea în anumite aspecte, poate relaxarea în anumite aspecte, inclusiv teologice. Pentru mine, anul acesta a fost un an special pentru că de foarte multe ori m-am gândit la viitor. Ce lăsăm în urma noastră? Câți oameni, și dacă vorbim despre slujitori, câți slujitori vor fi dedicați 100% lui Dumnezeu, împărăției Lui? Nu fac astăzi o analiză a slujitorilor din România, dar vă aduc aminte că încă de pe timpul apostolului Pavel trebuia să spună apostolul că cei mai mulți își urmăreau propriile lor interese și nu ale lui Hristos. Poate că Pavel a fost dur, poate că Pavel a fost realist. Cineva m-a întrebat cu ani în urmă, începem să zidim clădirea pentru biserică, oare vom reuși? Și m-am uitat la el și am spus, depinde cu ce mentalitate începeți clădirea, cu mentalitatea bunicului tău sau cu mentalitatea ta? Și a spus, care e diferența? Diferența a fost că bunicul tău, când s-a hotărât să se facă adunare în sat, și-a vândut vaca, vecinul lui și-a vândut porcul, celălalt a strâns ouăle de duminică sau din toată săptămâna și le-a dăruit și construcția s-a ridicat. Diferența între tine și bunicul, că tu vrei să faci o clădire modernă și în timp ce ridici biserica, vrei să schimbi apartamentul, mașina și să-ți cumperi barcă. Este un moment în care mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile bune. Dar, dragii mei, bisericile baptiste niciodată n-au progresat pentru că au avut oameni deștepți, pentru că au avut programe frumoase. Bisericile au progresat câtă vreme Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, a lucrat în adunări. Din multe puncte de vedere, noi baptiști stăm foarte bine în generația noastră. Avem însă niște domenii în care noi slujitorii, pentru că vorbim de o școală teologică, trebuie să ne cercetăm unde suntem bine să înflăcărăm ceea ce punem la dispoziția lui Dumnezeu și unde trebuie să corectăm, să corectăm de bunăvoie. Noi cei în vârstă, la final, mai reușim să ne cunoaștem greșelile, încercăm să ne pocăim și poate finalul să fie mai frumos ca începutul. Pentru voi, cei care sunteți la început, vă doresc să fiți de 10 ori mai buni ca noi. Dar frumusețea să nu fie, în primul rând, în clădiri, că le aveți deja, să nu fie, în primul rând, în programe, că pot fi făcute. Mă rog lui Dumnezeu ca toate bisericile din România, nu numai cele baptiste, din orice confesiune, când cineva va intra într-o biserică, să spună, totul e frumos, dar oamenii sunt superbi. Sunt oameni transformați de Dumnezeu. Și când oamenii transformați de Dumnezeu ies în societate, pe stradă, la locul de muncă, între vecini, ajung în guvern sau ajung în altă parte, ei vor răspândi mireasma lui Hristos. Aceasta trebuie să fim noi. Și aceasta îmi doresc pentru școala aceasta, așa cum Dumnezeu 100 de ani a ajutat-o să aducă slujitori care să aibă în primul rând în mintea lor împărăția lui Dumnezeu, slujirea semenilor și cu competență, cu creativitate să stea aproape de oameni, să-i slujească prin Sfânta Evanghelie. Așa mă rog în continuare
pentru școala aceasta să fie un loc unde Dumnezeu formează oameni care vor forma oameni. Sigur că dorința mea, care am spus-o și într-un alt cerc, este acolo unde trebuie să revenim la normalitate, din punct de vedere biblic. Să o facem cât mai repede. Și următorii ani să fie o creștere la un alt nivel, mai ales din punct de vedere duhovnicesc. Așa să ne ajute Dumnezeu pe toți. Mulțumesc!